Rezultate slabe pentru echipa de atletism a țării noastre la competiția din Grecia, care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Daniel Budin, care a fost rezervă, spune că anul trecut România a fost foarte aproape de a se clasa pe podium, pe când anul acesta nici nu s-a putut discuta despre așa ceva. Primul competiție a fost față de anul trecut, mi s-a părut mult mai pregătite alte țări. Noi am avut un rezultat mai slab față de anul trecut. Anul trecut am terminat pe un loc 4, acum am terminat pe locul 9. Punctajul a fost cam la fel, tot 200 și ceva de puncte, 230-240. Sperăm că peste 2 ani să ne calificăm în Superliga. După experiența din Grecia, Budin s-a întors în țară, unde a fost convocat imediat la lotul național de tineret, urmând să ia parte la finalul acestei săptămâni la un Grand Prix. Sâmbătă urmează să am un concurs în Pitești. Îmi doresc să-mi facă baremul de europene la prova de 100 de metri. Ieri, când am ajuns în țară, am fost convocat la lot să particip pentru ștafeta de tinere și să mă pot antrena cu lotul din nou. În ștafetă sunt titular la schimbul 4. Îmi doresc să-mi fac baremul să alerg și 100 de metri plat la individual. Atletul descoperit de antrenorul Daniel Bărbuțiș a propus ca la Grand Prix-ul de la Pitești să scoată un timp sub 10,55.